Pregăteam zilele trecute material pentru o retrospectivă a anului în media și publicitate și m-a lovit ca și când n-aș fi știut. S-au întâmplat enorm de multe lucruri anul acesta. E decembrie, la sfârșit de an. Cu ce rămâneți? Care sunt cele mai importante evenimente care, în opinia dumneavoastră, au afectat piața de publicitate în 2014? A fost un an foarte greu. Greu din multe puncte de vedere, economic greu, legislativ foarte dificil, cu foarte multe noutăți pe care a trebuit să le integrăm în businessul nostru. Rămânem cu efortul nostru de a normaliza piața, rămânem cu un insucces față de inițiativele guvernului referitor la ordonanța de urgență, dar încă avem speranțe că totul va merge într-o direcție bună și sperăm anul viitor să rezolvăm și această pur și simplu ciudățenie legislativă care a apărut în viața noastră de publicitari. Ați menționat ordonanța audiovizualului, cum se numește generic vorbind, ordonanța rebate-ului în publicitate, cum e cunoscută mai bine. Este un eveniment. Alte evenimente punctuale pe care le puteți identifica anul acesta care au afectat piața? Piața a fost afectată economic mai degrabă decât prin alte evenimente care să aibă o relație, o corelare directă în publicitate. Dacă economia merge bine și piața de comunicare merge bine, dacă economia merge rău în sensul scăderii consumului și clienții noștri suferă, și atunci această suferință își pune amprenta prin stres, prin probleme noi pe care apar, prin scăderea bugetelor și îndeplinirea obiectivelor noastre efectiv, cu bani mai puțini. Efectiv, care au fost rezultatele în bani? Ale ordonanței, pe de-o parte, ale economiei și... În loc să avem o creștere, am avut cel mult o stagnare. Din punctul de vedere al ordonanței, s-au mutat foarte mulți bani care treceau prin agenții pe relația directă client-stație de televiziune. Ai zis despre ordonanța rebate. Nu este ordonanță rebate, adică nu rebate-ul a fost obiectivul. Bun, nu știm care a fost obiectivul, încercăm să-l înțelegem și nu am reușit până acum. Dar nu rebate-ul este o problemă, adică acest rebate nu ajunge prin agenții, nu mai ajunge prin agenții la clienți și ajunge în mod direct. Ok, adică n-a rezolvat nimic din punctul de vedere al rebate-ului. În schimb, acum stăm și ne uităm la monitorizări. Sunt peste 1500 de clienți activi pe stațiile de televiziune. Sunt aproape 60 de stații de televiziune pe care acești clienți comunică. Totul se desfășura prin câteva agenții, 20-30 de agenții de media. Acest lucru acum se întâmplă pe direct. Este inuman. Adică fizic nicio stație de televiziune nu poate să facă acest lucru cu atât de mulți clienți. Deci nu dispare rolul agenției, ba dimpotrivă, rolul agenției crește. Și niciun client nu poate să stea de vorbă cu 60 de stații de televiziune în fiecare lună. Este iarăși o anomalie. Suntem singura țară din lume în care această anomalie se întâmplă așa cum este ea, dar, mă rog, am văzut, ne-am adaptat, continuăm business-ul. Câți bani s-au cheltuit pe publicitate TV în 2013? Probabil la fel de mulți ca în 2012, deci undeva în jur de 200 de milioane de euro. Dintr-o piață totală de publicitate de 300... cu mare optimist, 350. Dacă n-ar fi existat această ordonanță? Nu, era la fel. Ordonanța n-a mărit sau amicșorat banii cheltuiți de către client în comunicare. Ordonanța nu a avut niciun efect din punctul de vedere, nu știu, bun, încă dată, nu știm care a fost obiectivul acestei ordonanțe. Nu știu dacă și-a atins obiectivul, nu știu care, datorită faptului că nu știm care a fost, nu știm dacă și l-a atins, dar în mod cert nu a influențat modul de cheltuire a banilor. Având în vedere că agențiile au fost marginalizate, agențiile de media au fost marginalizate în bună măsură în traseul banilor de publicitate TV,
Am spus în întâlnirea online că agențiile de grup Omnicom în România au înregistrat profit în 2013. De unde? Bun. Fiecare agenție de media înregistrează venituri de la clienți și firește că aceste venituri continuă să fie și după ordonanță. Mai mult decât atât, rolul agenției, am spus-o și în întâlnirea online, o spun și acum, a crescut fantastic cu această ordonanță, pentru că dacă până acum eram un intermediar văzut de către stațiile de televiziune, dar un partener pentru clienți, acest parteneriat s-a accentuat foarte tare. Clienții au realizat mult mai mult, nu dependența, ci nevoia de a avea o agenție de media partener în businessul lor, astfel încât astăzi suntem mult mai apropiați de clienți decât poate eram înainte. Îi ajutăm pe aceștia să obțină mult mai bine ca înainte sau poate la fel de bine ca înainte, dar fiind mult mai apropiați, încercăm să ajutăm și stațiile de televiziune să livreze mai bine către clienții noștri. Drept urmare, toată lumea este de acord astăzi că rolul agenției este unul care nu poate fi înlocuit nici de ordonanță și nici de altceva. Iar da, agențiile de media trebuie să facă profit, că până la urmă sunt niște companii și fiecare companie, ca să se autosustină, trebuie să genereze profit. La sfârșit de an se fac predicții pentru anul următor. Da. Care sunt predicțiile pe 2014 și pe ce se bazează? Aș face fericit predicții dacă aș înțelege, nu știu, orice este legat de o viziune asupra acestei țări. Nu reușesc. Dar o viziune a cui? A guvernanților, firește. Adică dacă am vedea că ne îndreptăm către ceva, atunci ne-am putea adapta din mers pe această viziune. Probabil sunt eu, nu știu, nu îmi dau eu seama de această viziune, dar este piața de publicitate este o rezultantă a efortului unui client de a comunica astfel încât să vândă mai bine. Dacă el vede că nu vinde mai bine, da, s-ar putea comunicarea să fie o cauză sau s-ar putea condiția economică a acelei țări să fie cauza. Și de obicei în ultimii ani este condiția economică în care clienții își desfășoară activitatea. Iar aici nu avem cu ce să ajutăm. Dacă condițiile economice în România în 2014 vor continua să scadă, clienții noștri vor continua să-și diminueze bugetele de publicitate. Dacă condițiile economice se îmbunătățesc, consumul crește, oamenii cheltuie mai mulți bani din buzunar cumpărând produsele clienților noștri, în acel moment și bugetele de publicitate vor crește. În discuția cu cititorii vorbeați despre o eventuală creștere a consumului. Ce vă gândeați când vorbeați despre... Sper într-o creștere a consumului, firește... Deci o speranță. O speranță, absolut. Nu. Predicțiile în acest moment cred că sunt fantastic de greu de făcut. După evenimentele politice din ultimele zile, instituții internaționale și ambasade au ridicat tonul la adresa acestor evenimente, la adresa acestor evoluții, și ambasada SUA, de exemplu, a atras atenția că ele vor avea efect asupra investitorilor. A întrebat și un cititor ce efecte vor avea aceste evenimente când străinii fac astfel de avertismente asupra pieței. În România, majoritatea bugetelor de publicitate sunt cheltuite de către companii multinaționale. Este firește că în bordul acestora, care nu e în România, este în altă parte a lumii, că este în America, că este în Europa, mai puțin important, se vorbește despre climatul de business din România. Aceste semnale sunt foarte importante. Ele nu sunt îmbucurătoare și este firesc ca lumea să fie precaută în momentul în care își drămuiește investiția de anul viitor. Și atunci firește că orice investitor se uită pe harta lumii și spune unde să-mi investesc, acolo unde sunt probleme sau acolo unde nu sunt probleme.
Probabil că la asta se referea și ambasada americană. Din punct de vedere local românesc, climatul economic este fantastic de important și puterea de cumpărare a cetățeanului este fantastic de importantă în industria pe care, în care sunt și activez. Dacă consumatorii încep să cumpere și clienții sunt fericiți și încep să cheltuiască.